Bună tuturor și bine ați venit la cafeaua de sâmbătă 13 aprilie. Cafea sau ceai? Eu astăzi am din nou ceai, un ceai negru în care mi-am pus un strop de lapte. Este un ceai foarte, foarte bun, o să vi-l arăt. Acesta este un ceai Twinings cu aromă de portocală, bright with zesty orange. Are așa un iz vag de coajă de portocală mai degrabă și deși, după părerea mea, ceaiul negru, ceaiul cu aromă intensă, puternică, este mai potrivit pentru zilele de iarnă, pot să vă spun, și iarăși o să vorbesc un pic despre vreme, sper că nu vă plictisesc foarte mult cu acest subiect, este încă foarte frig. Azi dimineață la ora 8 când m-am trezit, afară erau 7 grade, m-am uitat pe telefon, dar se simțeau ca 3 grade, pentru că bate un vânt îngrozitor, a trecut furtuna Kathleen, parcă așa s-a numit, și a venit o altă furtună și nu se mai face primăvară nici cum. Dar speranța moare ultima. Aseară mă gândeam... Oare ce subiect să abordez astăzi? Știam că o să filmez vineri. Astăzi e vineri, nu întotdeauna, dar de obicei vinerea după masa filmez videoul pe care îl voi publica sâmbătă dimineața la cafea. Mă gândeam aseară oare ce subiect să abordez pentru această sâmbătă și nu mi-a venit nicio idee, dar m-am culcat gândindu-mă că noaptea e un sfetnic bun și sigur o să-mi vie o idee peste noapte și bineînțeles că așa s-a întâmplat, mi-a venit o idee peste noapte, nu neapărat o idee, mi-a venit un vis care mi se repetă odată la câțiva ani, cred. Un vis, nu chiar coșmar, dar un vis în care îmi este foarte frică, în care mi este foarte teamă de anumite lucruri și o să vă povestesc imediat de ce îmi este mie frică. Așa că m-am gândit că ar fi foarte interesant și în același timp amuzant, pentru că, din fericire pentru mine, aceste subiecte nu sunt foarte serioase, foarte înspăimântătoare sau care să mă impacteze emoțional foarte tare. Însă o să vorbesc despre fricile mele, despre fobiile mele și sper să îmi lăsați și voi în comentarii ce fobie aveți, de ce vă este frică, de ce... obsesie, nu puteți să scăpați, bineînțeles păstrând oarecum așa o notă amuzantă. Nu vreau să intrăm în profunzimea acestui subiect, nu vreau să fie foarte dramatic și nu vreau să răscolesc durerile nimănui. Bineînțeles că frică ne este tuturor de boală, ne este frică în special ca cei din jurul nostru, cei dragi, să nu se îmbolnăvească. Poate chiar mai teamă ne este de bolile celor din jur decât de bolile noastre. Dar asta vă spuneam, că nu vreau să intru în profunzimea acestui subiect și să lăsăm așa un pic o poșniță între seriozitate și partea amuzantă și să vorbim așa un pic despre lucrurile mai puțin grave. Știu că există fobii adevărate, de care unii oameni sunt înspăimântați și sunt afectați psihic realmente, însă, din fericire, cum spuneam, la mine nu este cazul. Dar să vă spun ce am visat astă noapte, legat de frica mea de înălțime. Asta este cea mai mare frică reală pe care o simt și pe care nu pot să mi-o controlez, deși, uite, am ajuns la vârsta maturității, chiar la bătrâneții aproape, și încă îmi este frică de înălțimi. Ciudat este că nu de toate înălțimile îmi este teamă, ci doar atunci când este un spațiu liber, un spațiu descoperit. Dacă mă aflu în vârful unui munte, în vârful unei stânci, apropo, nu aș putea să fac alpinism niciodată. Pur și simplu când ajung la înălțime, mi se înmoaie picioarele ca două spaghete fierte și nu mă mai țin genunchii. Este o senzație fizică, nu doar de aici, de la cap. Fizic nu mă mai țin picioarele. Și mi s-a întâmplat de multe ori să merg la munte. Atunci când urc, nu am niciun fel de problemă. Pot să urc, să mă cațăr, chiar și pe trasee mai puțin accesibile sau, să zic așa, un pic periculoase. Însă atunci când vine vorba de coborât, de revenirea în vale,
Nu sunt în stare să mă mai mișc, pur și simplu paralizez. Și de asta spuneam că îmi e teamă de înălțimile care au spații deschise. Uite, de exemplu, am fost în urmă cu 5 ani, cred că au trecut deja, în Canada. Am fost în Toronto și am urcat în CN Tower, turnul acela care apare pe toate pliantele turistice și pe toate vederile din Toronto. Are peste 500 de metri, nu mai știu exact ce înălțime are, dar în orice caz peste 500 de metri și vreo 170 de etaje. Am urcat până acolo sus cu liftul, evident. Era totul îngrădit, erau ferestre, era plasă, era... Nu am avut niciun fel de senzație de frică, niciun fel de emoție. Dacă, în schimb, am urcat în moschea din Constanța, unde este o înălțime mult mai mică decât cei 500 și ceva de metri din Toronto. Însă este așa un spațiu deschis. E adevărat că este balustrada aia, ca la orice balconaș, să spun. Am stat tot timpul lipită de perete și nu am putut să mă apropiu de margine și să mă uit în jos, nici nu se punea problema. Visul pe care îl am și care se repetă S-a repetat de-a lungul vieții de mai multe ori și nu știu de unde a pornit visul ăsta, dar probabil de la vreo emisiune gen Teleenciclopedia, pentru că și când eram foarte tânără am avut visul ăsta, sau de la vreun documentar. Visez că sunt în vârful unei piramide din America de Sud, piramidele acelea zigurate, care sunt așa în trepte. Sunt în vârful unei astfel de piramide și trebuie să cobor scările alea, care sunt foarte abrupte. De fapt, nici nu sunt scări, sunt niște, ca un fel de mici terase. Și mă apuc o groază și o panică, încât pur și simplu mă trezesc și nu pot să suport senzația asta de a fi undeva la înălțime. Mi se pare înfricoșător. În avion nu am nimic. Dacă sunt la etajul 20 într-un bloc turn, dar are ferestre, nu am nimic, să nu fie spațiu deschis, că atunci mi se taie filmul. Așa de bun este ceaiul ăsta, că mă tot întrerup să beau câte o gură, pentru că vreau să-l beau atâta timp cât este cald. Dacă se răcește, nu mai este așa de bun. A doua frică pe care o am și care nu este din naștere, este o frică pe care am dobândit-o în anii de tristă amintire, cum se folosește expresia asta, este frica de a se termina, de a se lua apa, de a se întrerupe apa la robinet. În special atunci când mă spăl pe cap, dar și când fac duș fără să îmi ud părul, fără să mă spăl pe cap. De atâtea ori mi s-a întâmplat în anii liceului. Eu am făcut liceul la începutul anilor 80. Am stat la internat, la Cămin, în Cluj, liceul de informatică, liceul Tiberiu Popovici se numește acum. Și aveam apă caldă, nu știu, nu mai țin minte, cred că de 3 ori pe săptămână, lunia, miercurea și vinerea, ceva de genul ăsta. În orice caz, nu aveam apă caldă tot timpul, doar cu program vreo 2 ore. Și atunci trebuia să te grăbești să faci duș, pentru că, evident, toată lumea voia să facă duș, toate fetele voiau să facă duș. Dar câteodată aveam neplăcuta surpriză să se întrerupă apa când era lumea mai dragă, când erai cu șamponul în cap. Și încercam să fiu prima la duș, astfel încât să fiu sigură că nu mi se întâmplă lucrul acesta, dar evident, nu reușeam întotdeauna, pentru că toată lumea avea această idee și toată lumea avea acest scop foarte bine determinat. Și de atunci, de câte ori mă spăl pe cap, și au trecut 40 de ani de atunci, de atâtea ori mă gândesc să nu cumva să se termine apa și eu să rămân cu șamponul în cap sau cu gelul de duș pe mine, pentru că dacă se întâmpla lucrul ăsta, trebuia să ne limpezim cu apă rece. Sau mai rău, în anii dinainte de Revoluție, deci după ce am terminat liceul și facultatea și eram la casa mea, stăteam în același apartament în care stau acum, la etajul 4, se întâmpla uneori să se termine apa cu totul
nici apă caldă și nici apă rece să nu mai fie. Și atunci trebuia să recurgi la tot felul de improvizații. Aveam tot timpul rezerve de apă într-o canistră, în niște lighene mai micuțe și trebuia după aceea să te limpezești cu apa pe care o aveai adunată. Și am rămas cu frica asta și cu obsesia asta să nu cumva să se termine apa, chiar și aici când sunt în Anglia, deși cred că aici nu s-a întrerupt apa niciodată, sau dacă au fost întreruperi în rețeaua de apă potabilă, cu siguranță au fost anunțate dinainte, sau, mă rog, poate sunt și aici accidente odată la 20 de ani, dar de câte ori fac duș și dau drumul la apă, mă grăbesc să mă spăl pe cap, măcar părul să-mi fie limpezit și dacă se ia apa să nu rămân cu șamponul în cap. Uite, acum mi-am adus aminte, adică mi-am adus aminte, n-am uitat niciodată, că nu doar apa se lua, se lua și curentul electric. Și la asta ne așteptam. Curentul electric se lua în fiecare zi, bineînțeles că nu era niciun fel de program, numai te trezeai că s-a întrerupt lumina și ai rămas în beznă. De-aia și aveam lămpi cu petrol. Le resuscitasem. Găsisem niște lămpi cu petrol în beciul bunicii, în pod și nici nu mai știu. Se găseau la un moment dat chiar și de cumpărat, pentru că în anii 80 erau penele astea de fapt nu erau pene, că pur și simplu se întrerupea electricitatea dintr-un buton, ca să nu avem noi curent și imediat aprindeam lampa cu petrol. Însă mi-am adus aminte că era Cristina mică, Cristina, fiica mea, Cristina care are și ea canal de YouTube. Și era atât de speriată când se lua curentul, dacă era seară, bineînțeles, și dintr-o dată se făcea întuneric în casă, pentru că era deja destul de mărișoară, avea vreo 4 ani și era în baie, la WC-ul, și s-a luat curentul și ea încuiase ușa sau pusese zăvorul, că era un zăvor acolo, și s-a luat curentul și nu a mai reușit să deschidă ușa singură. Noi toți, părinții și bunicii, că stăteam la mama atunci și eram și doi bunici și doi părinți și Cristina mică, nu știam ce să facem și cum să o calmăm și cum să reușim să deschidem ușa cât mai repede. A stat blocată în baie preț de câteva minute, nu a fost o perioadă foarte lungă, însă a fost atât de panicată și a fost atât de traumatizată și a rămas cu trauma asta, încât din momentul ăla nu a mai vrut să meargă singură la baie și când voia să meargă la toaletă, trebuia să mă duc cu ea și să stau acolo în baie lângă ea, indiferent că era zi sau noapte sau orice moment al zilei sau oricât de mult ar fi vrut să stea, trebuia să stau cu ea în baie pentru că, vă spun, a fost realmente traumatizată. Mie nu mi-era teamă de curent, mă enerva, bineînțeles, în ultimul hal, sau la început ne enerva, că, pe urmă, așa ne-a intrat în reflex, în obișnuință, încât înghițeam în sec și mergeam mai departe. Însă, de faza cu apa, într-adevăr, îmi era frică pentru că era foarte neplăcut să te limpezești cu apă rece pe cap. Era chiar îngrozitor, mai ales că și în apartamente și în cămin, în internat, era destul de frig, nu era foarte cald. Chiar și vara nu este plăcut să te speli cu apă rece pe cap, dar minte iarna. O altă frică, o altă teamă, ca să spun așa, sau așa un moment la care mă gândesc cu neplăcere, este atunci când mănânc anumite fructe, în special cireșe, prune, la caise mai puțin, dar cireșele și prunele, mai ales cele care nu se pot desface de pe sâmbure foarte ușor, îmi este teamă că atunci când mușc din fruct, s-ar putea să găsesc un vierme în interior. Știu că pare de râs, însă mi-e atât de scârbă și mi-e atât de groază nu cumva să se întâmple lucrul ăsta. Mi s-a mai întâmplat de câteva ori și când am mușcat din pere, de exemplu, nu simți neapărat că umblă viermele pe la tine prin gură, dar se simte murdăria aia de vierme, punctele alea mici, maro și mi este foarte, foarte greață și mi-e teamă întotdeauna când iau cireșe sau prune. Prunele le desfaci de pe sâmbure, dar nu toate prunele se pot desface. Unele stau acolo lipite și am așa anumite dubii. La caise e mai simplu, caisele se desfac și le vezi foarte ușor dacă sunt
cu vierme sau fără vierme. La cireșe, iarăși, este problematic și dacă cumpăr 1 kg de cireșe, de obicei nu cumpăr pentru că are tata în grădină și știu că cireșele alea nu au viermi, dar dacă cumpăr cireșe din piață, tata are cireșe de mai și alea se coc foarte repede, e adevărat, dar nu sunt foarte mari, foarte cărnoase, nu sunt cireșe din alea negre și tari și câteodată mi-e poftă de cireșele alea care se fac undeva pe la mijlocul lui iunie, cumpăr 1 kg de cireșe și primele 2, 3, 4 cireșe le tai așa cu cuțitul să văd cum sunt în interior și dacă văd că sunt curate și nu am găsit niciun vierme, atunci încep să mănânc. Dar am așa o reticență întotdeauna la început. De insecte nu mi-a fost frică niciodată. Asta nu înseamnă că mi-au plăcut, dar frică nu pot să spun că am avut nici de gândaci. Desigur că nu îmi place să-i văd umblând prin casă. Nu mi-a fost frică nici de furnici, de albine, de viespi, absolut niciodată. De păianjeni nu mi-a fost frică. Chiar mă fascinează păianjenii. Desigur că nici ăștia nu-mi place să-i văd în casă și să-și facă pânze peste tot. Însă îmi place să-i văd, să-i studiez de aproape, să văd cum țes ei pânza aia și ce frumos se aranjează așa la colțuri, afară, în curte, nu în casă. De ce mi-a fost totuși teamă? Și uite, chiar o să caut pe internet să văd exact ce fel de insect este asta și dacă nu cumva este un mit. Cel puțin când eram noi copii sau când eram foarte tineri, se spunea că sunt niște insecte care se numesc urechelnițe și care îți intră în ureche. Ei, de asta mi era o frică teribilă. N-am văzut niciodată, nu știu cum arată, nici nu știu dacă există și nici nu știu dacă este adevărat lucrul ăsta că îți intră urechelnița în ureche, dar când mă gândeam că s-ar putea să vină o bidiganie din asta mică și să îmi intre în ureche, m-a apucat așa o teamă și o scârbă și o repulsie extraordinară. Uite, după ce o să termin de filmat, chiar o să mă uit pe internet să văd ce-i cu urechelnițele astea și dacă există, dacă nu există și dacă nu cumva erau niște povești scornite de copii, așa cum se întâmplă de multe ori să ne înspăimântăm unii pe alții atunci când suntem micuți și știți cum inventează copiii tot felul de povești. Deci de insecte nu mi-a fost frică în afară de urechelnițe. Și ultima frică, nici nu știu dacă pot să-i spun că-i frică, dar am așa un fel de gând care nu mă lasă, care nu mă părăsește niciodată, că nu e chiar frică, n-am trecut prin foamete niciodată, din fericire. Mama mea a trecut, de exemplu, atunci când a fost în anii războiului și a trebuit să se refugieze de acasă și poate v-am mai povestit eu că vreo 3-4 luni de zile a trăit numai cu pâine și cu ceai de tei, fără zahăr, ceaiul, bineînțeles că nu era zahăr, deci practic cu pâine, cu pâine goală și din când în când mai primeau câte o cană de lapte. Nu am trecut prin foamete, dar nici ușor nu a fost la sfârșitul anilor 80 când aveam cartelele acelea de alimente. Și foarte greu se făcea rost de mâncare. Nu am răbdat foame, pentru că până la urmă aveam ceva ce să mâncăm, dar mâncam destul de prost, adică chiar foarte prost. Și marea problemă la noi în casă era uleiul și zahărul. Uleiul și zahărul, fiind raționalizate aceste două alimente, nu ne ajungeau niciodată. Pâinea ne ajungea și pâinea era pe cartelă, însă probabil nu mâncam noi așa de multă pâine, nici nu făceam muncă fizică să avem nevoie de multă energie și de multă pâine, pâinea ne ajungea, dar uleiul și zahărul întotdeauna erau drămuite și le măsuram și ne gândeam înainte să facem o mâncare dacă merită să consumăm atâta ulei, dacă să facem o salată de vinete, de exemplu, să facem salata de vinete sau să nu facem salata de vinete pentru că nu ne ajunge uleiul. Dacă facem salata de vinete, nu mai avem ulei să prăjim niște chiftele pe care le făceam doar duminica sau niște șnițele pe care le făceam în următoarea duminică, pentru că în timpul săptămânii exclus, și carne era pe cartelă. Aveam cel puțin la Turda, unde am locuit eu, în 89
Dar de prin 86, cred, am avut cartelă pentru toate alimentele. Toate alimentele, nu numai alimentele de bază, pentru toate alimentele. Știu că și pentru pastele făinoase aveam cartelă și când o să mă întorc acasă, când o să mă duc la tur, dar o să vă arăt odată cartelele de alimente pe care le aveam și bonurile de carne din luna decembrie 89, pe care nu am mai apucat să le folosim pentru că a venit Revoluția. Deci, ultima teamă pentru mine este faptul că nu îmi ajunge uleiul și zahărul. Și deși acasă nu am cămară, nici aici unde stau la Cristi nu avem cămară, dar întotdeauna îmi place să am o provizie la zahăr și la ulei. Întotdeauna să am un kilo, cel puțin un kilogram de zahăr pus deoparte în spatele rafturilor și cel puțin o sticlă sau două sticle de ulei, ulei de floarea soarelui, ulei de gătit, pentru că am rămas cu trauma asta și eu, că nu o să îmi ajungă și ce se întâmplă dacă se epuizează stocul. Iar atunci când a venit pandemia peste noi și toată lumea a intrat în panică și toată lumea a început să cumpere alimente în disperare pentru că nu știam ce o să se întâmple și până la urmă nu s-a întâmplat nimic. Până la urmă a fost, nici nu știu ce a fost, a fost o isterie generală și o manipulare în masă. Nu contest că nu a existat boala, nu contest că nu a existat virusul și există în continuare, doar eu personal am făcut de 3 ori COVID, dar a fost o manipulare mare, grosolană și care ne-a dat viața peste cap. Dar atunci când a început din nou goana după alimente și panica și cozile din magazine, ăsta a fost primul lucru la care m-am gândit să cumpăr zahăr și ulei. N-am cumpărat făină pentru că oricum nu am făcut pâine niciodată. Dacă o să fiu vreodată nevoită să fac pâine, o să fac și de asta pentru că niciodată să nu spui niciodată. Dar zahărul și uleiul, astea au fost principalele alimente către care m-am îndreptat la raft atunci când a venit COVID-ul peste noi. Da. Sunt curioasă să îmi spuneți în comentarii care sunt fricile voastre, de ce vă este teamă. Știu că sunt persoane care sunt nu alergice, că alergia e alta. Apropo, mi-a trecut alergia de care vă spuneam săptămâna trecută. Total, nu mai am niciun fel de bubiță, nu mai am niciun fel de mâncărime, sunt ok și vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați oferit diverse sfaturi pe care nu le-am urmat, pentru că nu aveam cum să le urmez pe toate. Știu din experiență proprie că nu are rost să mă dau cu niciun fel de unguent, că nu îmi trece mai repede absolut deloc. Singurul lucru pe care trebuie să-l fac în perioada alergiei mele este să evit căldura excesivă și apa caldă sau apa fierbinte. Dacă fac un duș, imediat mi se reactivează și mi se înroșesc bubițele alea. Dar altceva nu iau decât așa, eventual, un mic regim alimentar care nu strică niciodată până la urma urmei. Deci asta ziceam, să îmi scrieți în comentarii care sunt fricile voastre, temerile voastre. Cu surprindere am aflat în urmă cu câțiva ani că sunt persoane cărora le este frică de păsări, să pună mâna pe o găină, să mângâie penele unei găini. Am rămas așa de surprinsă, eu care am crescut cu găinile în curte și le giugiuleam și le țineam în brațe și mă jucam cu ele ca și cu niște păpuși. Da, sunt persoane cărora le este frică de găini, sunt persoane cărora le este frică de pisici. De pisici chiar nu înțeleg de ce. De câini înțeleg, pentru că uneori câinii pot să fie agresivi și mai ales dacă ai fost mușcat odată de un câine, da, experiența și instinctul îți spune că trebuie să te ferești de rău, de ceea ce ai pățit odată. Deși câinii, prin natura lor, nu sunt agresivi. Agresivi îi facem noi, oamenii, prin tratamentul pe care îl oferim lor. Dar înțeleg aceste spaime, aceste frici de anumite animale. Alea cu găinile nu înțeleg.
dar frica de câini o înțeleg. Mă uit acum afară, acolo este o fereastră și văd că iarăși plouă, iarăși bate vântul, este îngrozitor de frig, după cum v-am spus. Și îmi pare rău că nu mai vine și aici primăvara. Uitați-vă ce frumoase sunt încă garoafele pe care le am în spate. Am cumpărat un buchet de garoafe în urmă cu astăzi, cu 3 săptămâni și au rezistat atât de frumos. A fost un buchet de garoafe cu 2 lire sau 2 lire 30. E drept că am avut grijă de ele și tot timpul le-am tăiat din codiță, că de aia s-au micșorat așa, ca să reziste cât mai mult, dar au rămas extrem de frumoase și toți bobocii pe care le-au avut au înflorit, au explodat așa. Deci eu zic că merită să cumpărăm din când în când câte un buchet de flori, mai degrabă decât un ghiveci pe care nu că trebuie să-l îngrijești, că asta îmi face plăcere să îngrijesc o plantă, o floare, dar este foarte complicat atunci când pleci de acasă și lipsești perioade mai lungi, așa cum mi se întâmplă mie, trebuie să lași florile, plantele în grija cuiva și nu întotdeauna găsești cui să lași plantele în grijă și nu întotdeauna persoana care are grijă de ele se și pricepe. Uite, acum mi-am adus aminte că erau copiii mei încă mici, dar nu foarte mici, că îi lăsam singuri acasă, erau probabil prin liceu. Și am fost plecați la mare, Cristi și cu mine, sau nu știu unde am fost plecați, în orice caz am lipsit vreo săptămână și aveam o plantă care se numește iuca. Seamănă cu un palmier, este o plantă care nu este mare iubitoare de apă, dar totuși fiind vară, fiind canicula afară, le-am spus să o ude, dar nu foarte des, să-i pună câte un pic de apă odată la 2-3 zile și le-am repetat de nu știu câte ori. Pe vremea aia nu erau telefoane mobile ca să îi tot sun și să-i tot atenționez. Mi-au zis că du-te liniștită, mamă, că o să avem grijă de plantă. Când m-am întors acasă, planta mea care nu avea nevoie de foarte multă apă, era aproape leșinată în laștină, iar în jurul ei crescuseră ciuperci. Atât au dat copiii mei planta aia până au crescut ciuperci. Iarăși m-am întins mai mult decât aș fi vrut. Aș fi vrut să fie un filmuleț de maxim 20 de minute. Așa îmi propun în fiecare sâmbătă să nu fie filmulețele foarte lungi. Eu nu am răbdare să mă uit la videouri mai lungi de 20 de minute, dar văd că mai nou tot așa le fac, de câte 30 de minute. Oricum, dacă ați ajuns până aici, eu vă mulțumesc foarte mult că ați avut răbdare. Vă mulțumesc că m-ați ascultat, vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-i dați un like. Contul meu de Instagram este ioanaspune.ro și m-aș bucura foarte, foarte tare să mă urmăriți și acolo. Iar până data viitoare vă doresc numai bine!